ceea ce reprezenta. Trebuie să precizăm de la început, că la fel cum în India există o doctrină care include și religie, și filozofie socială, și practică socială, care este hinduism. China, cât este ea de mare, are ca fundament moral și etic și social confucianism. E adevărat că în China există și o populație suficientă de adepți ai budismului. Există și 2 milioane de creștini, dar 2 milioane de creștini la 1.400.000 de oameni de altă concepție filozofică și culturală înseamnă foarte puțin. Important este că acest confucianism nu este o religie. Nu este o religie, nu este, este o bună practică socială. El durează de 2500 de ani, respectiv în anul 500, aproximativ înaintea erei noastre, când s-a născut Confucius, și este valabil și astăzi cu etape. Să nu vă imaginați că 2500 de ani, China n-a avut nicio altă concepție și a trăit numai din confucianism. Au fost etape mai valoroase, mai puternice, etape mai puțin interse, dar în zilele noastre, confucianismul, mai ales după ce China a trecut la acel sistem politic, o țară, două sisteme, respectiv după ce a venit la putere Deng Xiaoping și actualii conducători, China a revenit puternic la această doctrină și dovada este că este la ora actuală economia cea mai avansată a lumii, dețin și valuta cea mai multă a lumii și în același timp au și o seminătate și o împăcare cu care plătesc lumea. Să mă întorc puțin la Confuciu.